Cercetătorii de la think tank-ul Bruegel cer țărilor Uniunii Europene să fie mai orientate în cheltuieli pentru a soluționa criza energetică. Ei sfătuiesc guvernele să se concentreze pe măsuri ce vizează scăderea prețurilor pentru consumatori în domeniul energiei. Aceste recomandări se află în analiza pe care au făcut-o pentru a estima ce notă de plată a achitat Uniunea Europeană pentru amortizarea acestei crize. Sumele alocate de țări pentru atenuarea efectelor crizei energetice sunt acum la același nivel cu Fondul Uniunii Europene de Redresare Post-Pandemie. Mai multe despre acest subiect discut alături de Răzvan Nicolescu, fost ministru al energiei. Bine v-am găsit, domnule Nicolescu. Bună ziua dumneavoastră și celor care ne urmăresc. Spuneți-mi, cât recuperează statele prin taxa pe profiturile excesive realizate în ultimul an? Eu cred că destul de mult, cel puțin în România, cred că banii recuperați sunt chiar mai mult sau sunt sumele mai mari decât subvențiile acordate. E adevărat că noi avem o dependență mai redusă de importuri, alții o dependență mai mare. Ar fi interesant de calculat și cât din acești bani se duc în afara Uniunii Europene din punctul meu de vedere, adică pe importuri, din punctul meu de vedere mai mult de jumătate. Deci cred că pe aici ne-a situat. În cazul României, repet, lucrurile stau mai bine. Dar cât a cheltuit România pentru plafonare sau compensare pentru anul 2022? Câteva miliarde de euro. Și putea și România să ofere compensare firmelor care operează în industrie și consumă energie multă? Într-un fel au oferit un sistem de compensare. A existat pentru toate firmele. Acum eu mi-aș fi bucurat ca o parte din acești bani care ajung la bugetul de stat să fie direcționați către investiții. Noi avem cel mai mare nevoie acum de investiții. Ar fi bine ca acești bani poate să meargă către pregătirea unor eventuale alte crize în domeniul energiei? Exact. Sunt 100% de acord cu dumneavoastră și din acest motiv am spus că investițiile ne-ar ajuta să facem față cu bine și să trecem mai ușor peste situații similare în viitor. Vedeți vreo greșeală pe care a făcut-o România în această criză a energiei din ultimul an? Greșeala, din punctul meu de vedere, a fost că nu i-a ajutat mai mult pe cei care aveau nevoie, adică cumva ajutorul a fost și către cei care aveau mare nevoie și către cei care nu aveau nevoie. Ar fi trebuit ca resursele să fie folosite pentru a ajuta mai mult pe cei care au nevoie, mai puțin pe cei care n-au nevoie și dacă mai rămâneau bani să meargă și către investiții, repet, avem mare nevoie de investiții. Domnule Nicolescu, vă mulțumesc tare mult pentru discuție.